Gătește încet, mâncarea bună se face încet, a alerga după glorie în 2 ani de zile, în 2 ani de zile dispare, poți să faci un lucru de excepție, dar noi trebuie să ardem, nu ca fosforul de chibrit, trebuie să arzi până la sfârșit, îndelung, până te stingi, Dumnezeu când ți-a dat har ție artistului, nu ți-a dat să scapere, ți-a dat să arzi toată viața. Și Dumnezeu, când îți dă har, îți ține și socoteală. Și îl mai întreabă pe Sfântul Petre. Petre, bă, noi acum, când am trecut pe aici, n-am dat har la copilul ăla. Ce-a făcut cu el? Doamne, zice, câțiva ani de zile, bine, a studiat, a muncit, s-a umplut de glorie, de bani și după aia și-a luat-o în cap, a dat-o pe beutură, a dat-o pe alea și... Auzi, ia l Dumnezeu când îți dă har, îți dă și chin. nu îți dă bucurie, cine și închipuie că dacă ai talent, ești în culmea fericirii, dacă vrei să îndeplinești, trebuie să îndeplinești, harul care îl ai trebuie completat cu muncă, cu studiu, cu varietate. Dacă rămâi robul unui singur hit, zic așa, mori cu el. Bună seara, suntem din nou la podcastul lui Damian Drăghici și în această seară este una de puținele dăți când chiar am emoții și trăiesc o emoție foarte intensă. Am în fața mea un om pe care îl admir, îl divinizez, îl știu de mic copil, am crescut cu muzica lui, am crescut cu tot ce înseamnă el ca, din punct de vedere, cultură și nu numai cultură, artist, impact emoțional, impact spiritual asupra noastră a românilor și este o legendă vie, adică, în opinia mea, un geniu al nostru, al românilor și am onoarea să vi-l introduc aici, la mine, în podcast pentru prima oară și cred că o premiere pentru mai multe locuri pe Marle Turtor acum tu cum ai spus despre mine, eu ar trebui să nu mai zic nimic, adică, pentru că tot ce o să zic s-ar putea să fie jenant și atunci nu ca bine. Adică... De asta e adevărul, că adică v spus ce, ce simte față de dumneavoastră, adică asta este, de și de când aștept să vă spun asta în persoană. Dragul meu, adică ști știi foarte bine că am spus asta, eu nu prea apar pe la diverse chestii, dar te-am urmărit de câteva ori în discuțiile tale și mi-a plăcut atât de tare sinceritatea poveștilor tale, adevărul tău de viață extraordinar. Eu dacă aș fi american, aș face un film extraordinar cu viața ta. Să rămână, <laughs> Pentru că este chiar un subiect de film. Ma că noi nu avem talentul ăsta să facem scenarii. Ai văzut, ai trăit America, da? Eu fac, bă, din nimic. Exact. Fac din nimic. E, noi, mă rog, hai să intrăm în altceva, că nu ne interesează viața lor. Mai sunteți aproape de pragul psihologic de 80 de ani. Și Noi am puțin. Arătați, arătați de 60 de ani și aveți vivacitatea unui bată de 50 de ani. Cum reușiți asta? E, Muzica? Una la mână, cred că e și gena. Cred că e și gena. Tata a murit la 94 de ani, zâmbind. Bine, tata a avut și altfel de viață. Tata a și fost... E, a avut o perioadă mai, cum să spun, mai calm în viața lui, fiind condamnat 22 de ani politic și trind ușor. Pe la gherla, pe la iud Pe la canal Într-un post binevenit și permanent S-a dovedit că postul e bun Și <laughs> eu sunt săptămâna asta într-un post negru ia patra zi Și eu sunt în post, nu sunt în post negru La mine e mai dificil că având concertele da, astea da. Sunt în perioada da. asta Dar sunt postul Crăciunului și postul Paștelui le, reped, le respect cu sfințenie Vezi tu, eu am copilărit în strană Tată a fost cântăresc de biserică Deci muzica a fost întotdeauna prezent. A venit din două locuri. Una, de la lăutarii pe care am apucat să-i ascult de mic copil la mine în sat, la lăutari, lăutari, nu se inventase microfonul, înțelegi? Și ăștia cântau, era cu totul și nu cântau pe o scenuță pusă și Cântau printre mese, cântau însoțind alaio de nuntă, prin praf, prin nenorocire. O să-ți vorbesc despre lăutarii ăștia, pentru că i-am iubit și m-au format. Pentru mine, de mic copil, muzica asta lor a rămas aici, în ureche. Pe de-o parte, pe de altă, muzica bizantină, care vine din... din Biserică. s-au unit astea. astea Înseamnă că două... la, dumneavoastră l-a ascultat și pe străbunicul meu, pe Fănică Luca. Bă, cum, dracului, Dumnezeu! era, că de asta îi spuneam la un moment dat acestui fabulos, extraordinar Gigi Zanfil, fără doar și poate, i-am spus, m-a întrebat cu suficiența lui de tip genial, păi zic, tu știi care e greșeala ta? Dume, ai vrut să fii deasupra naiului. Nu, 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 nu. Naiul te pedepsește, instrumentul ăsta e al dracului. Trebuie să fii în slujba lui, nu tu deasupra lui. Și când vei ajunge la puritatea sunetului lui Luca, acolo este. Acolo e naiu. Ce mai pregătiți pentru cei care vă iubesc în următoarea perioadă? Pentru că, așa cum am văzut, când am făcut documentarea despre dumneavoastră și mă gândeam să vă pun întrebări, ați făcut o paletă atât de largă, atât de largă încât nici nu știu ce mai e de făcut. Adică, le făcut pe toate, e incredibil. <laughs> și adică, adică sunteți ca un cameleon muzical, adică de la folk, la romanțe, la lăutărie, la cor, la muzică bizantină, la muzică de armată, la muzică de... To tot, 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 toate, 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 toate stilurile. De, de, de una... unde atâta, 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 atâta inspirație și atâta creativitate? Dragule, vreau să spun o chestie. Eu nu sunt muzician, da? Profe, cum să spun, nu sunt muzician cu patalama, adică n-am făcut studii muzicale. Eu am terminat Institutul de Teatru. Am fost pasionat și sunt pasionat de poezia populară și cultă. Eu sunt individul care am învățat să ascult muzica cuvântului. Mie cuvintele îmi cântă. Fiecare dintre noi, orice individ sensibil, când citește o poezie, nu o fușerește, o citește. În interior o simte, nu se poate să nu audă o anume muzicalitate a versului. Ea sună într-un fel. Toți aud muzica asta. Unii au capacitatea de a o reproduce. Eu am această capacitate. Eu totdeauna am spus: nu sunt nimic altceva decât un uh, amplificator al muzicii interioare pe care versul popular sau cult mi-o transmite. Și eu o comunic mai departe. De asta sunt. Uh, de asta varietatea asta, știi? Că atunci când am citit o poezie de dragoste m-am dus într-o anume zonă, dacă am citit o supărare m-am dus în altă zonă, pe păi când am făcut spectacolul cu Degeaba, ăla cu formație rock și orchestră simfonică și cor academic, m-au înjurat mulți atunci. Nu le-a convenit adevărul pe care le spuneam în acest spectacol Dar știi tu cum e Dacă nu te înjură, parcă Nu e, nu ești... <laughs> nu e bine Mai trebuie să te și înjure cineva Nu știu, în engleză era un citat Care spunea că dacă n-ai dușmani Înseamnă da. că n-ai făcut nimic da. notabil în viață De ce nu auzim muzica lui Tudor Gheorghe la radio? Asta e pe ei, nu pe mine Una la mână Vezi, aici este o chestie Cred că e o moștenire greșită Nu știu ce e aici faptul că redactorii muzicali așteaptă să te duci tu spre ei. Nu copiii mei, nu iubiții mei. Voi sunteți plătiți să umblați, să căutați voi și să promovați. Raportul e pe dos. Ori eu nu sunt, am ajuns la vârsta asta, am făcut ce am făcut în cultura română, să mă duc și să spun, știți, dau atât, difuzați-mă și pe mine. Crezi că e posibil? Mă vezi pe mine făcând Ferește, asta? Nici n-am să o fac. Așa că Slavă Domnului, YouTube-ele funcționează! <laughs> Știu că uh, generația de 50, generația de 60, generația de 70 sunteți idolul nostru și vă, vă, vă apreciem și vă iubim. Cum vi se pare, așa cum vorbeam și înainte să începem podcastul, că s-a făcut acest, uh, acest schimb de generații și acum tinerii de 30, 35, 40 și mai mici. Și mai mici. Și mai mici, da. Incredibil. Deci da. nu mai hipsterii și corporatiștii. No, 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 și mai no. mici. Nu, no, nu, no. și mai mici. Și mai mici. Vezi tu. Uh, cred că sunt ajutat și de prietenii noștri care emit. Uh, mă enervează, deci sincer să fiu. M-a ajuns și eu la un nivel de saturație când aud știi că muzica. Mă, nouă ne place muzica. Mă, da? Ne place muzica. Ori muzica de astăzi e vorbită. Da. da. Eu când le aud pe ăștia că vine câte o fătucă din asta, iau o, 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 o știi că au și ajuns la o chestie de asta, de leșinătură, așa, știi, de... Da, de... A, de bine câteodată, în engleză am ascultat câteva, unde sună bine, adică e o leșinătură de asta, dar... Acolo sună bine, că e limba diferită. De... Una la mână, da, și nu o ține tot timpul. Odată dată Da, are o sincopă, E, sigur că da. Nu. Aici, lăle că te o fătucă din asta, știi? Că dacă o pui să cânte live, e nenorocire. Și până vine un băiat care vorbește într-o incertă limbă română fără vocale. Damian, iubitule, trei ani de zile eu am fost la Institutul de Folclor. Deci știu tot, adică aici e, am ascultat benzile făcute de, de la Brăiloiu până la doamna Comișel, exact, Timeriu da, da. Alexandru, Amzulescu, toți pop, toți mari folcloriști. Înțelegi? Am fost alături de ei. Și am ascultat mi, mii de benzi, înțelegi? E, lăutarea fără dinți în gură, fără vai de... Bă, pe aia îi înțelegeam ce vorbeau. Pe ăștia de... Fără două clase. Mă, da! E, pe ăștia de acum, eu fac efort să înțeleg ce spun, pentru că vorbesc fără vocale. Înțelegeți de Bă, stai mă, puțin mă. Spuneți-mi și mie ce vreți să spuneți. Iubitul, dacă tu nu vizeară să te să fac de ți de Nimic! Muzică. Cum simțiți generația nouă în sală că vibrează în momentul când uh, sunt, uh, poate, unii dintre ei pentru prima oară de uh, se prezintă ce faceți dumneavoastră? Pentru, pentru ei pentru, e, e, o, e o surpriză, nu? Adică. Șocul este cu acest spectacol, cu romanța, altfel. Pe ei, uh, generația, m, eu știu, de la 50 încolo au habar de romanță. Normal, normal. ăștia micii? Nu, pentru că felul de a cânta romanță i-a îndepărtat. Romanța a fost cântată fie, cum să spun, de, eu știu, interpreți care au trecut printr-o Scoală, să zicem, așa, pe la școala populară de artă cu profesori de canto mediocri, care le-au explicat că sunetul trebuie să fie așa și ei vor să-mi arate mie că au făcut studii muzicale, înțelegi? Și eu cântă e, și te îndepărtează. Urmează categoria de interpreții de muzică populară care cântă romanță. Ei nu se poate debarasa de melismele specifice exact, da, da. muzicii populare exact. care sunt excepționale la locul lor. Dar nu poți să le pui în romanță. E, și când o pui la romanță și când pe suferea străcolojului, nu mai rămas, sunt lacrimile mele. Tocmai de asta Ioana le cânta așa de bine, că le cânta drept. Asta e. Exact. Ea era Dumnezeu în romanță, da, ea da, da. rămâne. Și avea și vocea aia timbrul ăla. Absolut. Nu se poate. Da, adică eu i-am cunoscut foarte bine și pe ea și pe doamna mea Braia. Au da, fost da surori, ce ciudată chestie, știi, ce glas avea Mia Mi spus, doamne, Mi-a spus doamna Mia în America era. Când a fost vorba că rămâne Ioana Radu la sorul sa dai, acolo, Și m-au invitat într-o seară. Am două babele, îți dai ce minune pe ăsta, cu astea două senzaționale. Și povesteau de viața lor din tinerețe. Și ea îmi spunea, mamă, îmi spunea Mia mi eu toată viața am cântat pe o coardă de vocală. Ce tehnică vocală trebuie să am ca să cânt cu o singură coardă vocală într-o seară de vară o vioară cânta cât de curat putea să cânte și n-avea decât o coardă vocală. Ioana și la Ioana, adică era ex da. extrem de simplu unauna, la același timbru dar sigur. Înt -o, într o cuvartă, maxim. Și da, 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 da. tot acolo, dar da. transmitea. Da. Da. Și la asta, la ce a spus dumneavoastră la un mic detaliu pentru cei care mai și aminte, eram mic. Cred că aveam 7-8 ani, dar venind o familie de muzicanți, vă dați seama că da, să da, da, da. Să despre muzică în casă și lăutarii toți. Și ne uitam pe timpul ăla, dacă mai țineți minte, era Dan Ior de Chescu care încerca să, care cânta de la operă, cânta da. romanța și cânta a venit a seară mama. Da. Dar o cânta, cum a spus dumneavoastră, stilistic muzica populară într-un mod de operă și nu, nu avea acea. A venit a seară mama. Bă, nu mai. nu era -avea. Nu, nu. Una la mână, doi la mână în general, ei nu știu ce cântă. Adică ei cântă. Așa cum ai văzut și tu când ăștia de muzică populară care râd în permanență. Adică, indiferent ce. El, el cânta cântă ceva trist și el râde. Da, mă râde. Înțelegi? Eu am văzut cu ochii mei pe una care cânta celebră, de altfel. Să mă vadă lumea toată, că n-am mamă, că n-am tată. Ea râdea de. de... Pe cum? cum e posibil? Eu, înțelegi? Eu, în mintea mea, vă consider pe dumneavoastră, uh, sau, nu vreau să vă spun că vă compar, dar vă pun în și umbrelă. Vă, vă pun? cu doi mari artiști internaționali. Una este după părerea mea un geniu american Johnny Mitchell. Da, m au auzit. Un geniu care a scris peste 4000 de piese și e tot un artist folk la bază, dar genială și tot la fel este vorba despre puterea cuvântului în muzică. Da. Și Leonard Cohen. Da. A, 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 asta, asta mi se pare mie că sunteți dumneavoastră pentru noi ca pe România, la, la, adică statutul același statut internațional, doar că nu sunteți expus internațional, dar acolo este meritul dumneavoastră, așa mi se pare dumneavoastră și aveți același impact, pentru că e vorba de puterea cuvântului, adică Leonard Cohen era, muzica era foarte simplă, dar Super. ce spunea prin cuvinte tremurai, adică era, da, și-a da. Rund... dat seama de Ia... puterea cuvântului pe John Baez au și gonit din America <laughs> pentru că ea fiind indiancă îi blestema pe ei pentru că au venit pe și sângele ei e sânge de indiancă și ăștia au spus de că o omoare, fost ea a stat pe o vreme prin Europa, îți dai seama. Da, 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 da. Maestre, totuși acum câțiva <laughs> ani de zile Spike a luat noastră pe salcâmbi și a devenit popular în rândul tânilor, tinerilor cum, care a fost impactul asupra noastră când piesa asta a devenit așa? Adică a redevenit dar cum să spună, la început am avut da, așa, că nu mai este mâna deloc pe ce cânta mea, era altceva. Filmul care e generația lor, a zis, tata, e te te ca test, text, ca test, e foarte interesant. Ia să vezi e, cum se va schimba toată povestea. Și ei știau piesa cântată de băieții ăștia, dar nu știau originalul. Originalul, pe asta aici a fost... <laughs> Înțelegi? Și pe urmă au fugit să audă cum e și, și au zis, bă, e altceva. Eu cum sună aici. Nu le vrea să creadă. Eu auzi cum sună aici, înțelegi? Dar au fost foarte bine, adică nu, personal nu am fost de acord. Băieții au fost foarte eleganți, m-au întrebat și le-am dat acceptul fără niciun fel de problemă. Mai citesc tinerii din ziua de astăzi poezie? Nu. Nu, decât foarte, foarte puțin. Cât de important este pentru un om, nu un om de, de, de noastre culturale, pentru un om să citească poezie? Vezi tu, de profesie actor și profesoara mea, genia la actriță, Eugenia Popovici, spunea un lucru extraordinar. Ca artist, ca actor, în primul rând, trebuie să ai, și nu numai ca actor, ca artist, în permanent să o anume mobilitate interioară. Să fii capabil să simți și să comunici stările, emoția care te domină pe tine, să o comunici celor de acolo. Ori ca să-ți păstrezi de această emoție interioară, acest exercițiu de emoție internă, trebuie exersat. N-ai timp să citești romane fluviu. Dar o poezie citită și aprofundată în liniște și bucurându-te de frumusețea ei, poate să-ți păstreze ție acea sensibilitate. Așa cum, pentru un muzician, eu știu, un pasaj de menuet, dau un exemplu a iurea, știi bochelinii, să zicem, da? Sau nu știu ce Mozart, nu, nu intrăm în Wagner sau nu. Vorbesc de... Ceva simplu, exact. De, de, exact. Da, e, aia aduce linii păstrează și îți creează și balansul ăsta interior necesar ca atunci când ai posibilitatea să te exprimi, să o faci fie cu sensibilitate, fie cu furie. Aici în balansul ăsta este esențial. Tensiunea asta între... Absolut. Aici cred. E nevoie... Uh am avut uh, uneori unde sunt invitat și am spus că de important e poezia. Și unii oameni, da, dar eu nu sunt un om de cultură. E nevoie de un om să fie de cultură ca să citească no, poezie? Nu, no, nu, no, nu, no. nu. Mă aduc aminte că aveam neamuri, surorile, mei, ei, simpli. Mă spune o poezie, înțelegi? Coșbuc, uh, ce învățau în școală. E acum e și nenorocere că în școală nu se mai pune bază pe asta. Exact. Mai scrieți poezii? Da. Aia scriu eu, cum termin un roman. O să-i cam de busolesc, probabil, că toți să așteaptă, bă, ce o să mai facă? Le-am mai... Le și spus, fiți atenți, a fost Tom Jones, l-ați văzut cum cântă la 90 de ani aproape. Da, da. da? da. E, mai așteptați-mă puțin el, <laughs> pentru că duc o viață, cum să spun, care mă menajez. Una la mână, nu mă risipesc, doi la mână, mă antrenez, trei la mână. Nu trece zi, iată, țin postul liniștit, folosește și asta într-un fel, citesc poezie, ascult muzică de bună calitate, mă întorc la lăutari, mi-e dor să când cu taraful, de nu mai pot. Am trecut prin toate și acum simt din când în când nevoia să mă întorc la lucrurile. Acasă. Acasă da. Ales că eu, de pil... Ce înseamnă muzica lăutărească pentru noastră? Acasă? Acasă, evident. Acasă, la copilărie la copilărie. Și pe urmă am avut și șansa, vezi așa cum în poezie de pildă, am avut șansa după primul spectacol, în 69, menestrel la curțile, bă, da, de 62, până acum 100 de ani au trecut, de la primul spectacol făcut singur cu chitara, menestrel la curțile dorului. Bun, de atunci, acolo cântam trei poeții Blaga, Barbu și Arghezi, și folclor. Apoi am făcut un spectacol în 71 de șapte balade, se cheamă, de reconstituire practic a șapte mituri esențiale ale, epi, ale epicii populare, ale baladei. Că balada e greu de stăpânit și de spus, că nu mai ai răbdare. A, atunci, în 60-70, încă am mai putut, oh, am încercat, al... am încercat acum să reiau o baladă de aia de 18 minute. Asta e un concert întreg. 18 minute, Voica ca Nadolie, atâta ține, înțelegi? E povestea întoarcerii, e, e, mitul întoarcerii fiului mort. Lenora, adică este este balcanică, dumnezească. Du, noi știm Iorița, bă, bilunată, dar, tată, să auzi, șarpele, să auzi, voi ca Nadolie, ciobanul care și-a pierdut oile, au o o leac, ale sunt fabuloase, sunt fantastice. Leacuri pentru suflet. Absolut. E, am simțit nevoia să mă întorc la folclor. Și de atunci am rămas. Așa am ajuns și la Institutul de Folclor, că vezi tu de comuniști, un tovarăș cu foarte mare rang, tovarășul Dumitru Popescu, numit Dumnezeu îi spune ori, șeful propagandei comuniste, lângă Ceaușescu, ăsta m-a trimis la folclor. Mi-a pus o întrebare. Ce faceți tovarășul? Oh. Zic, macedonski. O, da, 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 zice, interesant macedonski. Te-ai gândit vreodată, zice, că dacă n-ar fi apărut Bacovia, poate simbolismul român. Vă zic, opa, omul știe, în gândul meu. E Știe. Și pe urmă, zice, am văzut spectacolul dumneavoastră cu șapte balade. Bă, vezi tu? Ăia, bă, nenorocit, ea mai veneau da, la da, spectacole. Da, 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 ăștia nu da, mai vin da, unul. Da, da. Ăștia nu mai calcă la da. niciun sau de spectacol. Păi, aia a apreciau și lăutarii. Păi pe da. Apă, fărămiță, pe păi ole, da. ajunge da. Să ajungeți să vorbim și de ăștia, că au fost Dumnezei. Dona Siminică era... Genial. Păi da. Și el mi-a spus, sărac, fac o paranteză, mai zice, zice tatăl meu cânta ca domnea Trebuie, okay, și m-a chemat să-l ascult în, la, la un restaurant unde cânta, absolut senzațional, doamna era fabulosă, doamna Romica Puceanu, m-am întâlnit cu ea în America, mă tușa, a, mă. a luat o în brață să pup și zice, au, vezi că să nu-mi strigi bucla asta? <laughs> era fabuloasă, era senzațională, adică era și un farme, o simplitate la ea, fără miță, fără miță, cum să spun. Am fost într-un spectacol cu el și s-a supărat pe Zanfir, că cântase cu Selie, făcuse ei alea la începuturile lui Zanfir, când era chiar formidabil. Și uh, era supărat fără miță. Să fiu al dracu, zice, maestri, te învăța tata, zice, toate cântările cu Maria Tănase, că am cânta cu ea. Să facem noi amândoi. Matale să cânti cum ți-o spun eu, Maria Tănase, și eu la orgă, să bibilesc așa ca pe acordilion, zice să-mi pui eu fracul, au leu, umor pomenit. avea un umor nemaipomenit, să-mi pun ciorapii aia roșii la pantoful de lac, să spăte așa pe de când de când, să moară gagii sală. Era fabulos, fără Tânărău. Extraordinar era. exact. 44, 44 Da, 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 da cum pute Și nu mai putea la sfârșit, ducea greu acolo de ăla era. I-a spart parbizul la mașină, că era unchi meu, și avea, avea buic. da, ăla la mare și exact. dormea din când de când mi-a zis că se culcăm în bagaj. Pe, pe, cu... la ple, pe plevne acolo, plevne, de cu știi <gânt> vădă. Absolut senzațional era, absolut senzațional. Spuneți-mi cu Dumitru Popescu sau cum Da, domnule. Și ăsta, mai câte balade sunt în, în folclor românesc? Păi esențiale sunt vreo 14. Ați făcut șapte. Ce așteptați? Una la mână. Doi la mână zice, eu cântam cu chitară atunci. De ce nu încercați să cântați și cu copza? Și eu încercam să spun, știți, chitara în gorj e, e tradițională, chitara în taraful gorjului, așa, chiar aia, da, știi, da, da. nu au posibilitatea să facă minor acolo, ei cântă major și Don't e... Stop. Da, da, bine, adică are da, o, 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 o creștere dramatică. Era un fel pentru, pentru în loc de braci. Da, 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 da. Și zice, ia încercat să cântați la cobze. ar fi bine. Da. Și eu am zis, încercam să-i în teoria că... Cu... Să vă iau o zice, câți chitariști sunt mai buni ca dumneavoastră în Europa? Toți zic. Chitară la mine e sprijin practică, adică nu sunt sofisticat pe chitară, nu mă interesează. Trei acorduri de bază alea, care sunt esențiale. Restul, las muzicinii să-l facă, să l bogățească. Și zice, câți chitariști sunt? Toți. Câți copzari. Wow. Da. Și atunci m-am dus la Stroie, Șerban, numit Tarzan, pe strada Alessandru cel Bun în Craiova. Ăsta care a cântat cu doamna Maria e, Tânase și care practic i-a pus lucotanță copza în mână. mână. Da. Fabulos. Cotoanță și chisă. Da. A, la, 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 exact. Da, la. Și asta la copză. Da. Bă, nene asta ăsta m-a învățat să cânt la copză. Stătea... Deci asta ăsta avea o vârstă dacă îi puse să-i chitară mână Da, avea 80 de ani. Da, m-am dus eu la el. Să vede la televizor un film american, uh, un șerif la New York. Da. El se nu știu, câteva luni de zile prin New York, nu știu ce ansamblu, și îmi povestea. Zice, uite, acum și zice, fii atent, după colțul ăsta Acușa când de, e, acu, te vezi, după colțul ăsta, luam eu pui, era el mai ieftin, mâncam pui, de mi ochii din casă, nu mai vă pui acum, zici. și mă duceam la el cu, cu mi-a dat cobza lui, o prima cobză, a doua, tot de ele el l-am luat Spune asta, geniale, bă, nene, când a murit nu eram în țară, eram plecat, dar când am făcut șase săptămâni m-am dus. Masă, zona lăutarilor de pe strada aia sunt toată ai lupiculețe, toți da, ia da, celebri, dați-mi, da. da. lăutarii din, din Craiova da, erau. Exact, da. da. Ce la masă, nepoții lor, mari, înțelegi? A, popă, chestii, da. Bă, și așa, după vreo oră ceva, după ce am luat o țuică toți, așa, știi cum e. Să mai încingă, da, 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 ne da, da, aducem aminte da. de răposatul, cu povești Dacă îi pară cu râs, să că n-a fost bun. Da, exact. Bă, nene și o pune Dumnezeu pe a bătrână, pe nevastă sa. Baba vine plângând și mi-aduce cobza. Mie, înțelegi? Ia o mumă, a început să se jelească, înțelegi? Ia a zis, când o muri cobza, să fie adumitale. Și mi-a dat cobza. Și m-am am pus mâna pe ea și Dumnezeu m-a îndemnat și pe mine să văd dacă e acordat, înțelegi? Bă, am pus un deget, că la cobză nu e importantă stânga. La copți importante e bătaie. Aici, exact. Exact. de. Aici, siturile exact Pe care el m-a învățat, eram singurul care făceam țitura de sârbă cu degetul ăsta mic a, în wow. a, a toate corzile, înțelegi? Da. Acordul <adrenalin> da. pe ei de obicei când te de pe. ori facă ca Beni drag, 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 oro faci ca pe țambal și faci tel aici. unde ai. Da, <mockul> da, da, da. Și atunci trebuie prinse toate corzile. și Trei merg pe asta, și asta, mic micul agăță solul, aia de jos, înțelegi? bă nene, atât am făcut, am dat un acord, bă de unde l fi scos, bă din pământ de sub mesi? au scos nică țambalul și viurile. Damiane, nu se poate imagina în clipa în care s-a pornit să cânte ăștia, eu cu Comza, bă, și ăștia toți au început să cânte. Atmosferă de lăutari, deci, bă, cum să, nu mai există așa ceva. Eu când mă uit la copilașii ăștia, maneliștii ăștia, că dacă le spui lăutarii, jignești. Bă, mânca var, tata, este un titlu nobiliar, bă, bă, fiți ca barbul la Și o secundă, mulți în generația tânără confundă lăutarii cu maneliști, care e total... Nicio legătură! Nicio legătură! Nicio legătură! Nici o legătură. Nici Păi așa și spus acum, maneliștii nu mai sunt lăutari, mai sunt artiști. Lăutarii, vai de mama lor! Călătorismul în România, maestre. Tot timpul. Dacă ar fi să descrieți România într-o singură frază, care ar fi aceea? Uh, limba română. Eu sunt fanul limbii române. Pe mine mă doare orice. Nu sunt absurd. Sunt conștient de faptul că limba este un fenomen social în schimbare permanentă. Că sunt neologisme care trebuie să intre. Că n-ai cum să vorbești de IT, nu poți să vorbești de lumea computerelor fără să bagi englezismele care sunt acolo. Că nu le avem. Înțelegi? Nu poți să zici decât mouse, că dacă zici șoarece nu de bine. Deci las-o așa, înțelegi? Taci! Nu mai sunt cuvinte care trebuie să... Au intrat în limba română, da? Nu mă deranjează asta. Mă deranjează excesul și de multe ori inutilitatea, snobismul unor care folosesc excesiv cuvinte englezești să-și arate nu știu ce. Adică, intre, mă, adică, vedeți că au un pericol să ajungem și noi cum e spanglish la Romglișul? Cum a fost, da, e, cum a fost franc-engleză. Adică, exact. când au zis francezi stop! Și până la urmă, ac acum, și dacă sunt aia care vorbesc engleza perfect, da. tu îi spui hello, nu știu ce, și la spune, nu, no, scuze-mă, adică, îi vorbește doar franceză. El nu vrea. Da, da, știu. Au luat o decizie cu toți și au spus, nu, rămâne doar franceză. Da, 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 da. E bine, adică, să zici totuși bă, n-am nimic. Sună bine breakfast, da? Da, noi avem cuvântul mic dejun, care sună la fel de frumos. Pe mine m-a deranjat că repair shoes. Am lasă-mă, dracu, nu mai scrie ce-s știi? Au zis că nu mai, la frizer, nu mai zic că sunt stiliști, sunt Da, nu stilist? Nu știu ce stilizează. <laughs> A, despre, despre România vreau să vă întreb un lucru. am de zile știți că am fost și-o plecat în, în țară și de când sunt în țară, oamenii mă întreabă de ce, de ce te-ai întors. Și le-am spus de multe ori că am o carte cu o mie de pagini și în cele mie de pagini găsesc doar lucruri rele despre România. Dar pe prima pagină sunt o sută atât de bune încât nu mă uit la restul cărții. Și vreau să vă întreb un lucru. Credeți că sunt lucruri atât de minunate care sunt chiar sub ochii noștri și nu le vedem? Da. Da. Avem asta ca neam. Și cred că avem, eu cred foarte mult în viitorul acestei țări. Eu cred foarte mult în inteligența, fantezia creatoare a acestui popor. Eu cred foarte mult în dăinuirea valorilor esențiale ale spiritului românesc. Cântecul popular, ne mă întoarcem la ce ne doare pe amândoi să zicem, la ora actuală e bagiocorit. Folclor adevărat nu mai există. El s-a terminat chestiile astea de fac ăștia la concursuri, festivaluri și vine câte o fetiță și spune am auzit de la bunica, bunica ascultă manele, lăsați-mă în pace, să uită la favorit, la etno, la înțelegi și aude ce cântă ăștia. Folclorul s-a dus, el a mai rămas în dansul popular, dar și pe el l-au stilizat, că au schimbat, au venit coregraf și au pus pașii ăștia așa, și au complicat cât în cape, s-a dus simplitatea. În costumul popular a rămas. Există și asta. Depinde. E... Da, Că sunt multe pe care le găsesc și făcute în China, dar vă Oh, Nu, eu vorbesc de e, cele care da, sunt da, da. în țara. Da, 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 dar știți ce mă refer că o, sunt. Da, bineînțeles, te duci ei o ie. Și e în China. Da, e China, adică și sau, am văzut și în India făcute. Că le da, 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 da. da, da. E, astea au rămas, tot timpul ne lăudăm, e, zestea noastră, folclorul, valorile, nu mai... Noi dacă nu ne întoarcem și nu ne încercăm să ne păstrăm identitatea națională, care nu se poate păstra altfel. E, vezi, eu mă uit la mulți de ăștia pseudo pseudoculți, să zicem, care spun, am întâlnit mulți de ăștia, hai, domnule, hai să cu... nu avem capacitatea unui, unui stăr un tragism real în țara asta, am născut aici la malul da, malurile Dunării, pe malurile Dunării, zice, la porțile Orientului, nu avem un dom, o catedrală așa, nu avem, cum să spun, o epopee națională în literatură. A, ah, muzica mai avea cu câte ceva, prelucrările alea folclorice, dar Brâncuș și, vă să spun, Brâncuș, Brâncuș nici lor, e al nostru, e al noi am avut talent extraordinar de a ne nega valorile. Așa este. Îl aruncăm la bună și pe Ionescu și pe Eliade și pe Cioran da, și da, pe... da, da, da. pe toți. Dragul, eu l-am cunoscut la Paris, am stat de două ori cu Cioran. Înțelegi? Am fotografii. Nu mi-a plăcut să mă laud cu lucrurile astea, înțelegi? A venit un prieten de-al meu odată și a dat de poze. Eu cu Cioran și cu Sorescu într-o poză. Și a publicat-o și o sări pe mine. Oh, da, domne da, da, am stat de vorbă cu Șoran și l-am întrebat un lucru. domnule profesor, cu mine vorbea românește. Cu mine vorbea românește. Se știe că dumneavoastră vorbiți, în general, nu vreți să mai vorbiți limba română. Da, e să bulbăia, știi? Da, 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 dragă, da, da. Pentru că, vezi, dumneavoastră, pentru mine cuvintele nu, nu, nu sunt vorbe. Cuvintele au greutate, au, au sens. Și eu, dacă folosesc cuvântul roată, de pildă, pentru mine roata se învârtește și ea, fie că e de căruță, de trăsură, de tren sau de avion sau de ciofi, mă duce la rășinari. Fiecare cuvânt în limba română mă întoarce acasă și eu nu mai vreau. Adică. De nu vorbea el. A ajuns cel mai mare stilist de la Pascal de limbă franceză, să-ți dai seama. O explicație logică. Și acum spun o chestie nebunitoare. Eram la Chicago și m-am dus cu un prieten și am văzut în demormântate Iliade acolo, la universitate, da, da. Da? în curte acolo. Pietricica e pus acolo jos. Și până m-am dus la el acasă să văd pe doamna Iliade. Și a ieșit o negresă și a spus, zice, sorry, sorry. adică mi -a cerut iertare, dar doamna, zice, e plecată în Europa. Pentru că a chemat o soție unui foarte bun prieten al, al dânsii. Și pe am aflat despre ce e vorba. Eliade, doamna Eliade, vorbea românește, nevasta lui Cioran, vorbea... nu vorbea românește vorbea doar franceză, doar franceză. Doar franceză. Și ultimele zile în spital, Cioran a uitat limba română, limba franceză. Vorbea doar limba română. Tocmai el. Incredibil, adică a venit înapoi acasă. Păi tu realizezi și atunci să doamna Eliade să stea cu nevasta asta aici ca să-i traducă... traducă. Incredibil. Vezi ce înseamnă? Asta e, asta e România, știi? când ești bolnav de țara asta, n-ai cum să uiți. Și am avut o grămadă oameni creatori și genii. O grămadă, o grămadă. Doamne ferește, că, înșirăm acum. Și cum a spus dumneavoastră despre e povestea aia faimoasă când a venit List în România și a cântat lui Barbu Lăutaru. Și Și prima dată i a spus Barbu Lăutaru. Nu e legendă, e scris. Adică știu, Prima dată a cântat Barbu Lăutaru și i a spus, hai că poți să, să cânt eu ce cânti tu. Și după aia a cântat list, uitați, vorbește să face pia de găină pe mine. Și a cântat list o piesă întreagă, o sonată de 20 minute. Și Barbara Lăutară a cântat-o pe toată, imediat, toate. a, ținut-o minte la Lăutară. Am jucat Barbara Lăutară într-un film, chiar întâlnirea cu listă, adică știu despre ce vorbește. Da, da. Cu Marcel Iureș era aia. Da, 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 da. da. Și eu eram Barbara Lăutară, da. Da, da, da. Incredibil. Da. Maestre, românii, cum sunt acum în comparație cu acum 40-50-60 de ani? Damian, exemplul cel mai bun. Eu am călătorit foarte mult, înainte de 89, în străinătate. E, bineînțeles, am fost bănuit că sunt securist, că așa erau vremurile, înțelegi? Le-am povestit a și a apărut un articol în presa canadienă la Montreal, Că, care spunea acolo că, țin minte articolul <laughs> securitatea română și-a trimis reprezentați în toate domeniile vieții sociale. Avem doctori securiști, avem avocați securiști, avem... iată și-a găsit un excelent reprezentant în persoana tașului colonel Tudor Iorghe în spațiu cultural. Deci, -a fă... dacă mă făcea capitan, mă supăram. Dar colonel, colonel ce, ce, E bine. Da, e exact. bine. E bine, și la plecare, când să plec, da, am chemat. Aveam un foarte bun prieten, bine așezat financiar acolo, și am spus, Mărine, zic, <gântu -i> să din comună Iancu Jeanu, unde iasă niște răutare excepționale în Iancu Jeanu, Mărine, Mărim, Mărim Băloi îl chema și îmi plăcea când vorbea la telefon, alo, ui, Mărim Băloi, si? Aoleu, Mărim Băloi! <gântu> <gântu -i> și a chemat pe ăștia redactorii de acolo, de cuvântul libertății, sau cum se chema ziarul ăla. Și a dat o masă eu l-am rășit. La le-am spus că este asta, povestea asta scurtă. Să-ți, dragii mei, mama, țărană, că simplă, avea un război de țesut și scosese războiul ăsta afară sub un în curte și țesea traverse de la din trență, înțelegi, de se puneau pe jos. Niște de alea care erau colorate, de la fuste, de la bluze, de la ce mai rămânea și erau culori, erau vie, le punea pe pământ acolo, cum era în casă, cum era la noi. Și era sese acolo. Și veni venit o femeie din satul alături, Mumarina, așa îi spuneam, așa o știu eu. Îmi poartă oltencele în cap. și auzi fănicul, îi spunea mami, vezi că eu mă duc până la romane și la moare. Ea și-l lăsa, avea un copil deasupra. Da. Și-l punea pe la jos. Hai și tu grijă de fănel ăsta legă-l cu o gâță, zice, ca să nu las, lăsă eu acasă, zice, acolo într-o zice, da, eu știu, are ochii negri, mi-e să nu vii cu coșul, cu ce că se muri și și goale copilului ochii. Zice, ține și toace până... Și mama legă pe la de picior și stătea la pe acolo, pe, până venea femeia de la mor Și lua copilul și pleca. Zic, eu n-am nicio vină că fanele la avea să devină Ștefan Andrei. <laughs> Așa că Faptul că eu am plecat în perioada aia se datorează lui. Primul spectacol, prima mea ieșire în străinătate a fost făcut în 70 și ceva cu teatrul de păpuși din Creva. Jucam un spectacol... Omul care avea, pe, pe vremea, iertați-mă pentru cei care nu știu, era căsătorit cu cea mai frumoasă femeie din România. Da, Violeta. Violeta Andrei. Da. Dragule, și am ieșit în, în Franța cu un spectacol la în lângă Paris, un festival de păpuși și jucam într-un spectacol cu păpușile din Craiova, înțelegi? Teatrul din Craiova de păpuși era excepțional pe vremea aia. Și ieși să râpa așa parte, mă, nu eram căsătorit, nu eram membru de partid, tata a fost deținut politic, n-aveam nicio șansă să ies din țară. Și directorul teatrului s-a dus la Ștefan Andrei, ministrul de externe pe vremea aia. Și a spus, da, și-a la, 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 uite, Tudor, Gheorghe, Mhm. Uh -huh. Din podari, da, 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 da. Al cui Al cuie. e. băiatul lui Elie, da. Bine. Sau și-a vorbit cu el la securitate și a spus, bă, lăsați-l, ascultați-l, nu că rămâne, lăsați se să se întoarce. Și de, unde vă trageți. Da. E, și din clipa aia, n-am mai avut o preliște, securitatea să se rugă la un moment dat, am avut prieteni în securitate, general, băieți, ca lumea, care au spus, rămâi, nu se mai poate te închide ăștia. Început să cânte poezia Basarabii, făcusem spectacole cu Radu Gir, cu da, închisoarele da, da. comuniste, sol de tot. Deci și și eu n-am putut, m-am întors acasă. V-ați gândit să rămâneți? Nu. Por o secundă? Nu. Și am fost rugat, am fost rugat de multe ori. În America am fost rugat. Am fost la un prietenul Cuis și ăsta, un armean e, extraordinar, care și-a deschis un magazin. De fructe și legume Și bă, așa a avut idee, el senzațională Să-l numească aprozar, mă înțelegi Și toți românii, românii La el. aprozar, mă, că erau ca acasă Și acolo într-o zi M-am uitat și am văzut Pe o grămadă de conopii, de varză, ce Avea el acolo pus Două uh, Un afiș așa pe o coală de hârtie mare Color, unde scria Patru rândunici, două mari și două mici Margareta și drăghici Că rămăsese Margareta la Sencovic, la bărbață sau alături dincolo de New York, de, de Manhattan. Așa. așa și e, drăghici se întâlniseră prin Germania și eu, să facă un, o serie de spectacole pentru românii de pe acolo. Mă, și m-am uitat acolo, pe conopidă, pe alea, atâta o chestie mică, știi? Patru rânduleți și Margareta și drăghici m-am uitat așa și pe ori... urmă, a pus, m-am întors pe un building, pe un bloc din ăla de Mare, uriaș. Și uriaș era un poster. Tina Tanner, Michael Jackson. M-am uitat la afișul cu Margareta și Drăghici, m-am uitat la afișul ăla și a zis, Tudore, dacă rămâi aici, pe conopidă și pe vază, aici va fi locul tău. Așa că... Cât de profund și. Bine, Michael Jackson era negru-negru, era începuturile, înțelegi? Tina Tanner era în forma ei dumnezească. Așa că n-am avut niciodată. Mi s-a și spus, plângând, rămâi mă Tudor, suntem aproape un milion și cu ea din Canada și cu ăștia aici, ne faci bine, ne mai cânți de dor de acasă, de cutare. Mă voi m-ați învățat să judec americanește, da? Mi-a spus așa, rămâi dumneavoastră, suntem un milion, bun, eu știu un loc și ne e greu. Bun. Eu știu un loc unde sunt 23 de milioane. Bă, le e greu și Nu pot să dau 23 de milioane pe un milion. Mă duc acasă. Una la mână. Doi la mână. mână. Bă, pe mama o doare un picior. Înțelegi? Și eu am convingerea că prin piciorul ăla de o doare pe mama din șold e o lumii, bă, se învârte pământul. Și dacă nu mă duc acasă, se oprește. Ce frumos! Cum erau, nu e o întrebare retorică, dar vă întreb, ce amintiri aveți din perioada de Crăciun și cum simțiți acum diferența? unde Acum este vorba doar despre Moș Crăciun și nu vorbim destul despre nașterea Domnului. Care sunt diferențele din anii 70-80 și acum, Diferența e cumplită. În perioada 70-80 nu aveam voie să vorbim de Moș îmi vorbeam de Moș moșgerile. Da? moșgerile. Am și cântat o poezie extraordinară a lui Păunescu care spunea Anul își cerne ultima filă, copiii românilor colinde spun și îl așteaptă pe Moș să-l aducă pe Moș Crăciun în 86, cred că am cântat asta. Cât de neînțeles era Adrian Păunescu? El a fost foarte genial, din punctul meu de vedere. Dar... să ăștia suntem, mă. noi trebuie să ne murdărim. Dacă nu murdărim, nu găsim o hibă într-o valoare, trebuie neapărat să găsim. Cum să spun? Am citit cu scârbă, cred, un, nu un, știu, un de asta, de critic literar, care a început să spun că Eminescu avea bube pe gât, că nu s-a spălat, că avea mătrease, că lasă-mă, de ce mă simți tu nevoia să-mi distrugi mie imaginea lui Ceafru? Lasă-mă cum deschis cartea de citire. Era poza lui Eminescu, e frumos, așa. Exact, exact. De ce vrei tu neapărat să-mi-l faci așa? Ce câștigi, bănele? Eu n-am să înțeleg asta. De... Avem talentul ăsta, știi, de a ne distruge valorile. Vezi, dacă în anii 70-80 vorbeam de mărgerilă, după aia, imediat după, după 89, ne-a venit Moș Crăciun. Dar n-a venit în sensul frumos, a venit comercial. Am luat Santa, înțelegi? Santa Claus. A venit cu Santa Claus, n am nicio legătură cu președintele. Pentru că între timp, în timp noi în aia 50 de ani, Uitasem de moșcăciunul care a fost da, bineînțeles. înainte de da, bineînțeles. 46. Da, bineînțeles. Iar ideea, cum să spun, de a face din, din nașterea Domnului încă un, un, un prilej de comercializare asta, e cum la, să spun... La ce sub, nivel? Da, da, e sub demnitatea bunului credincios, ca să zic așa. Mi se, pare, mi se pare foarte ciudat, mie vă pun o întrebare, uh, nici nu am lucrat la asta la, la documentare, îmi vine așa să spuneți, mi să zis asta în mine, noi pe vremuri toți, era importantă, cum a scris și să la țară, și eu în Mahala, în, în, acolo, săraș cum eram, toți, bineînțeles, că aveam bucate de Crăciun, făceam rost, ne da, 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 Dar nu era show ul să arătăm. În ziua de astăzi toată lumea pune fotografii non-stop pe Facebook, cu masa, cu cozonaci, cu sarmalele. Nu e ciudat? Ba nu, e, de-a dreptul jenant din punctul meu de vedere. Nu e românesc asta, parcă nu e... Păi nu e. Nu e. Adică, vezi tu, așa cum totdeauna am avut uh, o strângere de inimă când văd uh, tot felul de dita mai biserici făcute uh, printr-un oraș micuț, așa, poliite, cu tare. Mă, noi Și am avut... Și restul tot orașul e da. vechi, dărmat. Bă, da, noi am avut totdeauna bisericile noastre mici, în care veneam, să te cu acolo, înțelegi, să tu și Dumnezeu, aici era toată povestea, știi? de -aia mă duc din când în când pe la mănăstiri, mă retrag, știam, într-o relație specială cu un alt prăsfântul mitropolit al Moldovei, Teofan, care este deosebit, și mă duc și am lucrat în un spectacol, de pildă, la pângărați într-o mănăstire, că am vrut să fiu liniștit și acum am vrut să mă duc să stau în timp și când vreau să mă, adun, mă duc la o mănăstire să nu văd pe nimeni și să mă adun o perioadă de timp să stau liniștit și să... Că e altceva. Dar și acolo s-au schimbat. De zis, nu mă duc în astea turistice. Nu mă duc la Agape, la Vărate, la no, Tismana. Nu, nu, nu. Dacă mă duc, mă duc ori la Arno, sus în munte. Nu e nimeni, înțelegi. Turiștii nu se duc la astea. Că n-au ce să vadă. Sunt mici așa și acolo e. Acolo e frumusețea și trăirea. Și acolo mă duc și mi drag. Când am timp, când, când, vreau. Când vreau să mă refugiu Acolo mă găsiți sufletul dumneavoastră. Acolo da. Vă întoarceți acasă. Da. Da, 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 Foarte important asta, întoarcerea. Am avut -o mereu, Vezi, ăsta e ciudat. Eu în străinătate de pildă nu cântam niciodată. Acolo este țara mea și neamul meu ce românesc. Sau fie pâinea că tot mai bine în țara mea. Nu le cântam pentru că sunau o propagandă acolo. Da, normal. Și atunci eu le cântam doine, le cântam de dor de, de acasă, le cântam de părinți, le cântam de prieteni. De... Și era dureros. Că ai vrut să mă întreb ceva mai înainte și am schimbat noi vorba apropo de românii de astăzi din străinătate și românii din acea perioadă o diferență extraordinară. De-aia nu mă mai duc. Dumneavoastră i-ați prins pe aia care era în adevăratul exil da, și da. pe ăștia care nu sunt în, nu, în exil. Nu, nu. nu. Vezi, când mă duceam acolo înainte de 89, eu eram singura lor legătură cu țara, înțelegi? Prin mine, pentru că cei care plecau acolo în acea perioadă rupeau tot. Nu mai aveau voie să vină în țară, să ia legătura cu părinții, să nimic. 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 Gata! Terminau. Și veneam eu, parcă eram rădăcinile țării care se întind până la ei. Conexiune? Da. Și venea și le cântam de dori, de plângeau, era o atmosferă extraordinară. După 80, nu am fost de vreo dori. Înțelegi? Și pe azi, până am văzut că m am dus într-o. cum au ei, cum bine știi, la biserici, au sala de. Exact. unde își fac evenimentele, da, botezul, cu unile, întrunirile. Da, fiește. așa. Și sala de cult, e biserica, e bisericuța acolo și alături. Casa, asta mare de de evenimente. Acolo fac spectacul, da, da. Cer, una din Bisericile, și când l am văzut pe unul că s-a așezat de rândul întâi și a pus picior peste picior și a venit cu o frapiere lângă el și o sticlă de vin. V-ați oprit zis, sau da ce da ce da ce m-am oprit, ce am ce da ce da nu te supăra, prieteni, zic, dar prietenii, zic, dar ce -ai venit aici, la restaurant? Nu. da ce da ce ce da Hai, doamne, că așa ai la aici e libertatea, să zic. Dacă ai de ales, dumneavoastră alegeți, ori el, ori eu. Până vă hotărâți, ies puțin. Și am ieșit, l-au dat afară, de A fost scandal, a fost putare. Am venit și am făcut spectacolul. Lumea m-a aplaudat, au plâns, au avut dreptate. Sunt oameni și oameni, nici nu trebuie judecați. Adică asta tot îți duce mintea. Nu mă mai duc, înțelegi? Ați V-am văzut într-un... Un, 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 e o postare cu dumneavoastră într-un interviu, uh, cred că de la un prieten comun al nostru de la Radio România, și a spus ceva interesant și pe am văzut și o dezbatere la vocea României, între cei care sunt jurați de la vocea României, despre un lucru care e confundat, dar... Dumneavoastră, cred că sunteți în, mai, cea mai mare măsură să-mi dați un răspuns pentru mine, cel puțin corect, pentru sufletul meu și pentru cei care se uită, dar de data asta, asta e pentru mine, vă spun sincer. Diferența, adică la respectul care îl aveți dumneavoastră față de lăutari, diferența dintre ce înseamnă a fi lăutar de nuntă și artist. Dar, pe de altă parte, există o nuanță foarte fină că lăutarul poate fi și artist, depinde de context. Că mulți confundă asta, adică Dom'le, dacă, dacă cânti la anunții, ești, ești doar lăutar. Nu. Nu. Vreau să spun că de când de lumea și pământul, românii au petrecut. Și la petrecerile românilor s-a cântat. Și au cântat lăutarii. Acum depinde enorm de mult și de calitatea celor care se duc la asemenea evenimente, cum le numim acum. Mediatizarea excesivă a opulențelor a unei categorii de îmbogățiți care au transformat nunțile nu într-o bucurie a familiei restrânse și drag s-au unit doi copii care temează și o familie. Și darul de nuntă veneau domne, iată, să aduc cu... n-am avut bani, ia două găine aici, că faci o casă, ia un bănicior de cutare, ia un sac de cutare, iată din cât, s-am adus un porceluș mic, Familia ăștia 75 de lei de la mine, ne băut, ne, băcat, ne venit la masă. Fără remorcă. Fără, da. Cum? Veneau, înțelegi? E, acum, din chestia asta s-a făcut un spectacol de cât avem, să arătăm cât dăm. Ia tata aici, fără număr. Nu exista. Lăutarii mei, pe păi venea la și îi punea o sută în frunte și era fericit, înțelegi. La deci nunte... lăutarul poate să fie artist. Da, absolut, absolut. Și dacă ești artist, nu se că dacă cânti la anunți nu ești artist. Nu, doamne ferește, nu. Dar trebuie să poți. De pilul, și ce eu mai mare mari sunt... lăutari au cântat la nunți? O categoric. Eu, de pildă, i-am și spus că este asta, de mai multe ori. Doamne, eu nu pot, adică eu structura mea de individ, obișnuit cu spectacolele mele de o anume sobrietate, eu n-aș putea să cânt la o nuntă unde lumea corec, corec. nu pot. Îi, sunt, îi invidiez pe prietenii mei minunați cântăreți de muzică populară, știi? care participă se cântă la nunți că pot să fac asta. Am toată stima pentru ei. Nu, -i, nu, -i, Doamne ferește, să nu se înțelegă că aș avea ceva împotrivă. Poți să fii, așa cum ai zis domnia ta, poți să fii tată, artist mare și să te duci când la o nuntă. Adică, a, și eu m-aș duce dacă m-ar regele, uh, Știi că știu că în timp ce aș cânta eu, n-ar zice la... că mă adă-mă o friptură la aici. Știu Sau că... Ca... Da. Adică... biborțen cum era. <laughs> da. da. Mai merge o baterie de spumos. Știi că aveau și chestia asta stupidă. Care este legătura noastră în afara faptului că ați crescut într-o familie credincioasă și cu toată dumneavoastră care a făcut parte din strană, care este legătura dumneavoastră personală cu Dumnezeu? Uh, nu, asta nu se poate explica. Legătura personală cu Dumnezeu, cred că e momentul în care uh, aud muzica. cam sentimentul ăsta, știi, că uh, de, de multe ori, știi, când uh, stau cu chitara în mână, eu compun cu chitara în brațe, știi, tu ești la pian sau uh, vin așa, dar eu n- am, eu cu chitara mie îmi vin așa și pe urmă simt și notez acolo ușor, simplu, exact ce am eu de, de să nu uit, înțelegi? Și în momentul în care am pus mâna și pe un acord și aud, după ce citesc o poezie de o mie de ori, aia începe să-mi cânte și am tot timpul senzația că melosul ăla îmi vine de undeva, înțelegi? Ala este momentul, cred eu, momentul meu de, de, Conexiunii de relație cu divinitate. Da, cu Adică momentul creației în sine. Sunteți un om credincios? E, cred, nu, habornic. Sunt un om credincios, respect, dar nu habornic. Adică nu sunt de la când trec prin fața unei biserici să mă închin de 14 ori, să vadă lumea că mă închin. Nu. Adică nu, sunt genul ăla. Sunt un om care cred și în liniștea și în interiorul meu, Trebuie să fiu ajutat în momentele grele și cred că există această supremă liniște pe care doar Dumnezeu ți poate da. Aveți duhovnic? Nu. Ați avut? Am avut. Am murit. Să că a fost bună tot dacă n-ați vrut altul. Tata avea pe papacioc de la părintele de la... Fose, bine, și fusese cu el în închisoare. fusese da, în închisoare. După ce și ieșit, se ducea la Techer la te am fost și la el, dar era, să moară, Dumnezeu să ierte și nu mai l-am prins. Da, eu mă duceam la el. Cât a fost el acolo, am fost de câteva ori. Mă duceam, eu și acum mă duc la Techer Iorghi să-mi văd șale, dragă. Știi că vin o vârstă că te doroasele. Și mă, cât am stat în picioare, și cât cântam cu chitară doar într-un singur picior, înțelegi? Că țineam piciorul la pe scaun, e, s-au fi așa. Câți ani ați cântat singur? Eu, eu mă -am aminte, de, de, mic sunt născut în 70, dar mă au -am aminte, cred că cel puțin 10-15 ani v-am văzut singur, singur cu chitară. Păi am cântat singur cu chitară până în 80 și... 89. Până în 89. Da. Eu am crezut că după 89, o să nu mai văd afișe de alea, știi, cu poze de artiști tineri, puși cu albastru și cu roșu, știi, puși afișe mari și cu de alea, știi, vin din banat, școala de șuții, vagabon și vagabon de... P -p -p am crezut că gata. Dar nu. După aia. Mai rău! Mai rău! Și atunci am spus Tudor, Nu vreau să te amesteci în lumea asta. Pauză. Și am tăcut 9 ani. Deci, din de 90 până 90, 99. Da. Până în 2000. Și ce ați făcut în anii ăștia? Șapte spectacole. Am făcut uh, întâlnirea mea foarte frumoasă cu Marius Hristescu, un băiat deosebit de talentat. Da. Extraordinar. Un copil minunat. Păi și cum ați reușit să trăiți ăștia 9 ani de zile? Oh. Uh, nu uita că eu sunt de meserie actor. Una la mână și doi la mână. M-a ajutat foarte mult și politicul. Adică, faptul că în acești. 8 ani de zile am fost membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Eram ministru, eram subsecretar de stat. Bine, dar eram membru în CNA, cum să spun. Nu ce acum. Erau așa. Profesor Alexandru Piru, fostul decan al rectorului wow. universității. Romulus Vulpescu, Răzvan Teodorescu, Ecaterina Oproiu, Marin Traian. și unul. Mă, da, ăștia erau. Când veneau ăștia să ia licență Venea Andreez ca și trembura când dădea cu ochii de noi. Aici nu se jucă. A, vrei să spui ce filme, o să dau filme, ce poți să deschideți voi? Discutați cu doamna Ecaterina Oproi. Adică ce... Aveți chestii de Marin Traian, umor, pac, 8 mm. Avea... Păi numai de au fost. Înțelegi? Și deci 9 ani de zile, <laughs> 8... silence. Da, 8... 9 ani de zile am tăcut. Care știi, ca pictorul da, la da, da. bun. 9 ani de zile și am lucrat. Și pe urmă, când am ieșit, am debusolat, pur și simplu, pentru că am ieșit cu varietatea asta extraordinară. Ce v-a făcut să ieșiți? Adică? Care a fost momentul acela? Scânteia care a zis: Iarăși. Da, am ajuns să, să cred că trebuie să fac ceva, adică să arăt că că se poate altceva. Adică, început să rămanele să explodeze. Poate... Dar mie vreau să spun o chestie eu ascult și manele, nu mă deranjează asta. Sunt niște copii formidabili, niște glasuri excepționale, înțelegi? Adrian Minune este un glas absolut remarcabil, nu se spun. Bun, sunt unii, vorbesc de copii de, de început, aceia care au început manelele, înțelegi? după aia degenerat. Care ia, tot n-am de lăutar să trag. Da, da, da. Da, da, La da, bază. da, 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 da. E, După aia au degenerat. Adică acum s-au schimbat și temele și e, clipurile alea cu silicoanele aruncate și cu băieții cu bani aruncați și cu extrava... Na, 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 nu mai, nu mai. Nu mai e muzică. La început era muzică și îmi plăceau. Înțelegi? plăceau. Găsiseră ritmul ăsta, eu ascultând... Fiind bă, cum să spun, maneaua, noi inventat ei, dar o ascultăm pe Maria Tănase, când sunt manea, ce naiba, adică știm bine ce muzică orientală, pe care e plin, turcismele alea, care sunt, cum să, frumoase. Și noi așa, copiii ăștia așa au început, înțelegi? Da, ea a degenerat așa ușor, prin vulgarizare, prin e, obsedanta temă, ani banii și dușmani, trei cuvinte de bază sunt, nu mai au valoare, știi, s-au, sau rodat, sau au sau au manelizat În proporție mare, da. Și asta tot din cauza unei lipse de educație. Vezi deci, toți care au ajuns la Ministerul Învățământului au crezut că sunt spiruharet. Nu, 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 nu. S-au titlul mai uresc. Da, s-au titlul mai oresc. Nu, nu. Din păcate, au încercat, n-am, noi, asta a fost blestemul nostru, mă, să fim mereu obsedați de experimente, mă. Vorbeam acum câteva zile cu un prieten al meu, un, un tip care este booking agent, care se ocupă de... Mm -hmm. Așa. și îmi spunea că într-un studiu a văzut acum nou, 49% din români ascultă manele, următorul următorii muzică populară, trei muzică clasică și abia pe locul patru muzică pop și urbană. Da, se poate, se poate. Dar nu cred. Nu cred, nu cred că 49%. Poate o fi fost o perioadă, dar acum nu mai cred că sunt manele mai știi, nu, dau seama. Pentru cei care nu știu, maestre, și cred că sunteți persoana potrivită să dați răspunsul ăsta, da? să le explicați puțin oamenilor ce însemna că maneaua la bază n-a fost ceva rău în anii 70-80. Nu, 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 Când nu, Romica, nu. când toți cântau... Păi da, mă, exact ce am spus eu, de la Maria Tănase. Exact. Maria Tănase a cântat. Eftimiu. Eftimiu, da, 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 da. Adică noi, niciun fel de problemă. Șaraiman și Areman și Areman era manea pe vremea. Absolut. Absolut. Ileana, Ileana era... Da, 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 dar nu, da, dar, nu, avea carotația de din ziua de azi. E, aia este, cum să spun, și nu era excesul. Adică Șareman sau Ileana Ileana e, erau incluse într-un repertoriu de... Deci, exact. Era exact. una, două pe tema asta. Ori să ții langa doar așa, e, deja și, e... și mai mult pe vremea aia să numea, dacă mai țineți minte, în termenii noștri muzicanțești cum ar fi, da? turcească. Hai să cântăm o turcească. Da, 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 și era da, 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 cu țambalul. Da da. da, da, da. 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 da, da, da. Într-un mod simplu, adică copiat după percuțiile Păi da, pentru că turcești. de acolo vine, adică asta este. Știi că Maria Tănase i-a nebunit pe, pe turci. Exact, a fost cu fanica, a stat, a stat două ani de zile cu fanica Luca împreună. Păi îți dai seama. Exact, În, la Istanbul. Pă, cum cânta? Da, da, da. Vezi că eu am, mereu am avut probleme cu chestia asta, știi că. Eu consider cea mai mare cântăreață de muzică populară pe Maria Lătărețu. Maria Tănase a făcut pasul superior, adică ea a recreat într-un fel. Vezi ceea ce am făcut eu, după studiile mele făcute la Institutul de Folclor, am preluat. Dar vezi muzica populară cântată de mari lăutari, înțelegi, a trecut nemodificând. Dar faptul că o cânta un individ cu un anume grad de un intelectual, sunau altfel. Exact. A spus mare lucru, adică sunt puțini și din cei vechi a fost aici la mine, la podcast, unchiul meu care mi-a pus naia în, în mână, Damian Luca. Așa? Și același lucru a spus. Da. Adică Maria a fost de geniu, dar poate cea mai mare cântărație în populară a fost Maria Lătărețu. Da. Și da. compunea, ia, scrie. Da, sigur. Ea simțea. Ea avea spontanitatea creatorului Și mi a povestit o poveste foarte faină în podcast, o să vă trimit podcastul. Zice, era ja, în anii... eu anul trecut am început să cânt cu vocea și am făcut un album, că o să vi-l dau, Meditații Lăutărești, cu tot cu muzica lăutărească veche, mm -hmm. cu Ciolpan, cu toate astea vechi. Și i-am spus lui, uite, un unchiul, am început să cânt cu Naiu. Păi de ce că și tata cânta și că și fănică cânta cu vocea, cu da, făcea falsetul ăla Și zic că... Uh, uh... ah, și vorbeam despre Maria Lătărețu. Și spune, hai să spun o poveste. În timp ce am început să cânt acum un an cu trupa, mi-am dat seama că pentru prima oară că mulți dintre cântăreții de, de, folclor și de muzică nu erau, în termenii noștri, iertați-ne, să înțelegeți și voi, o să vă explicăm, șeptari. Ei doar țineau cuvântul lung. O, foaie verde, foaie Și nu contează dacă era șapte, mai important e fraza păi, decât aia. aia de spate spunea, te bă, să-i șeptar. Nu, 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 nu. nu. Dar pentru prima oară eu mi-am dat seama doar când am cântat cu vocea că nu înseamnă a fi șeptar. Pentru că e mai important cuvântul și expresia. Păi, da. Și dă spune, pe să spune ceva. Zice, eram la Barbarul Otaru în, în anii 60, dirijor Nicu Stănescu și Ionel Budișteanu. Da. Și jos și ăsta de la comitetul de partid, da. nu știu ce. Și singurul singura, singura, cântăreț angajat, Maria Rătărețu. Și începe Maria să cânte. Era în norocere cum cânta. Da. Dar mea, ce tremura. Și orchestra orchestră de 200 persoane, patru țambale, șase basuri, 80 de viori. Da. Și începe să cânte și greșește, se și Iarăși Ionele, pentru că ea cânta... Da. Exact, lungea, era pe șapte. Da, da. Și încă o dată. Și se întoarce Maria la, 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 la în fața comitetului central ăștia. Și spune, „Mai fraților, nu mai în mine, mă, să mă pupați undeva. De. de ce? Nu mai faceți cum știți voi acolo cu 4 și cu 3 și cu 5. Faceți după mine că așa, așa zice melodia. Da, 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 păi, da. Păi de asta era. Păi, taraful. Ce spuneau mă lăutarii? Ce? Ținte după ea adică Exact. Ținte după ea. Sau eu, eu de mic copil când nu luam marcușe în cap, dar am când mergeam cântam cu Toba, da. de la 14-15 ani, uite-te la piciorul omului când dansează. Da. Ca să nu grebești. Da da da, Așa... da, 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 da. Da, 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 da. Adică erau, cum să spun. Eu, de pildă, când am cântat, ți-am spus că m-am ascultat muzică populară de mi-au sărit ochii din cap, Benzilele toate cu marile utați. Aveam. De pildă. L-am cunoscut pe unul dintre... Eu am vrut să fac o emisiune, dar pe vremea nu se putea. Am vrut să duc trei lăutari, mă. adică trei lăutari, Mărin Căleață, uh, din Celei, de old, ăsta genial era, uh, pe, uh, ăsta de la Trismana, uh, mă, cum îl cheamă pe ăsta, nu, nu vine în cap acum, Taloi, ăsta era din, din, uh, din Debuleni. Păi ce interesant, ăsta făcea butoaie e, și cânta cu capul în butoi și sonoritățile, el și făcuse glasul, e, își pusese vocea în funcție de cum auza ecoul din butoi. Înțelegi? Senzațională tehnică avea, înțelegi? Și ăsta din, că eu când am cântat prima dată Mărie, Mărie, asta înseamnă transfigurarea de fapt. Eu am învățat mărie-mărie de la Tismana. Petre Giacu Cătăroiu îl chema pe ăsta. O mare lăutară al gorjului. Violist. Și când n-avea anunț, făcea cărămidă, că îi dai seama, era... <grijin> și ori că Un fel cum ar fi făcut în ziua de azi Uber. Da, da. <grijin> și m-am dus la Tismana cu poza lui. M-a dus un prieten de al meu, care era cercetător între ale folclorului Aurian Popescu la Academie. E, îl imprima să ăsta. Dar știi tu că lăutarii adevărat să fereau când opereau de da, da, microfoane da. de astea, nu mai cântau ca ei. Adică ne aflăm în comuna cu tare unde l-am invitat pe to da, tovarășul cu tare care ne va cânta. Ce știi să... Păi când îl luai așa pe lăutar, terminai. Lasă-l, bă, să când dai, un pahar de vin, de un pahar de țuică și dai drumul. Și lasă să se simtă bine. Și atunci îți dă ce trebuie. Și asta a venit și mi-a pus mie toate imprimările cu geacul Cătăroiu pe bandă, le imprimase. Și a zis, băi, eu trebuie să mă duc la asta. că nu se poate să n-ai băi ceva ce nu o la ăștia. Și m-am dus, am luat poza, am fotografia lui și acum acasă și m-am dus la Tismana. La Tismana în Cârciumă. Îți dai seama, cine vine după ora 5 seara, că termina cărămida, m-am așezat la o șliboviță. La o masă. Și mă rugam, Doamne, de să vie a venit mă, în cârciumă, că man, nu se poate să nu vină în cârciumă, lăutarul nu are cum nu ce. A intrat în cârciumă. Noi doi și mai erau la o masă unii acolo. Și știi cum e românul? Sociabil, adică nu stă singur. M-am văzut pe mine, trăiți, a venit la mă, Poci. Da. Poci. Poci, da. Ță și... Dacă s-a așezat, a comandat să-și el O, repede și mai zic, mai e una. Eu gata, l-am prins. I-a mai dat, încă una, încă una, încă una. Și auzi, se bă, zice, te vă cam lar la pungă. Hai, mă, nu mai dăm banii ăștia, hai la mine, zice, cam pe unul care o dă cu un pol kilu, zice, și e mai, mai, bună, bună. mai, bună, ca asta. Și m-am dus la el acasă. A dat ordin și a dat, mă, te vei de pogăină care răbântuia prin bătătură pe acolo, a jumulit-o aia, a pârpurit-o, mai multe au făcut o jar, mă mesteca asta, cu geana de pe mestecău acolo, cu un frecăier, mă măligă, după atâta suică băgată, îți dai seama? Și eu, după ce de făcut să frumos așa, e, zic, acum, dacă niște lăutari, dacă am avea, ne am simțit oameni. Ia, pe băi, că eu sunt cel mai mare. Dumneata? Hai, domnule, că nu te crezi. adă și a să încânte. A început să încânte, o cânta, pe vioară, pe coarda, deci aia groasă, bă, ușoară, așa zice. Uritul merge pe șesă și zice, mănic, mănic, și eu, că știam cântecele. Frumosul merge pe apă și zice că nu se... Păi de unde știi? Da, păi să cânte și la noi asta. Și zui la o margine de sat, și a bangă supă, rău Și nebeu şi Și eu, ce stai bangă supă, pe-asta de unde ştii? Păi se cântă pe la noi. Mărie, Mărie... ca un bocet o cânta. Ia să pui tu mie care, floare, o floare... Bă, Dumnezeu era. Bă, mă, Doamne, ce să... îmi prim, l-am pus să nu mai cânte dată, să o țiu minte, ce să... Vreau ce să la ta informație? Pă, îți dai seama, Și cum eram și machiți, ușor, așa, dimineața m-am trezit, pe casă, la mă, că m-a culcat în godaia bună, cu gutuie la geamă, îți dai seama, m-am sculat, am venit acasă, nevastă mea, ce... Ce cum a fost? Mi-a cântat genial, nu mai știu nimic. Am uitat-o. Păi Și cât de rău e asta pentru cineva când vrea da, da? Da, am uitat-o. Au trecut, bă, trei luni de zile. Jucam într-un spectacol la teatru, o piesă lumbară, o piesă clasică englezească, veche, rolul principal. Și mergem în turneu în Bulgaria, la Plovdiv ne primesc bulgarii cu băutură cu chestii, vom pădure, ne îmbătăm cu bulgarii ce nu se poate. A doua zi aveam conferință de presă, eu jucam în rolul principal, treia să fiu acolo. Băi, Damian, și cum eram după beția cu, cu bulgarii, m-am dus în duș, m-a sculat, ne-a că trebuie să ai, bă. am nimerit în duș, mi-am pus aia în cap, Mărie, Mărie, ia să-mi spui tu mie care... Mamă, după trei luni de zile, Bua! a ieșit altfel, înțelegi? De ce înseamnă cum a lucrat, o recreasem, o refăcusem, nu mai cântam ca el, o cântam da, ca da, mine am urmat, Și Dar Asta e frumusețea păi Da, asta devenise. mai l-am cunoscut unul E taru alcolic? Nu Dar de ce bea taru? De când e mama De când, de, e, când, de când se știe, nu se poate, dacă eu și argumentul ăla ce să ne mai dregem o țărăgătul. Sau, mie mi se spunea de mic copil ca să prins curaj, tată. Ca să prins curaj, da. da. Nu, nu. E, am cunoscut lăutari care nu au pus gura pe alcool. N-au pus gura pe acolo. O, de pildă, am cunoscut pe Onoriu, de pildă, și pe Gabi, care se făcuseră baptiști, exact. da, și, nu, mai, vai de mine, am venit toată cu ei în mașină, o ceață de la ploiești nenorocire. Mergea asta cu 90 la oră, pe vremea viteză mare, 90 la oră. Dezastru, m-am făcut să mic acolo, în scaun mor, și ei cântau imne baptiste religioase și zic, Spunea, mai ușor, domne, că câtă vreme e Dumnezeu cu noi, nu ne pasă. Bă, da. da, nu e obligatoriu. A spus numele Piculeață și când am fugit din România, știți că povestea mea că am trecut... Bine, o, bineînțeles. Am primul an, când cântam pe și în primele luni de zile, am cunoscut acolo un lăutar vechi care și el fugise și cânta pe străzi, dar făcea bani, era foarte bine și m-a băgat și la un restaurant cu el, Fane Piculeață. Da, știu pe Fane, da. Nu știu. Săracul a mai, a, mai fost puțin mai trăit, că după aia a făcut un cancer și... Da. da. Cred că avea atunci, l-am cunoscut eu, vreo 70 de ani. Foarte, toată familia, tot neamul era. Țigam blond cu ochii, ochii, verzi. Da, da. Păi am ăsta, ăsta stroie, era, a lăutar, ne mai pomeni și ăsta, viorist fabulos, Sura cu Bela, cântăreață excepțională și Bela, și erau e, dintre, el îl înfiase, ăsta meu Tarzan, îl înfiase pe, pe fisul, okay. de era dintre ei lupiculeață, pentru că nu făcea copii și atunci a luat de la piculație un ce copil. Ce a spus cuvântul ăsta care îl uitasem și nici mai ai folosit. În fiasă, nu adoptat. Da, da, wow, păi așa, ce frumos. Fiasă, da. Așa era. Așa era. Și asta a fost pentru mine și pentru mine au rămas și rămân în continuare o școală. În teatru am învățat rostirea, nevoia de a rosti clar cuvintele și de la mari lăutari am învățat valoarea cuvântului în cântec. Ăștia știau Deci Când bătea așa cu arcușul în violă, zicea, ia uze! Și până așa o diferență. Da. Și atunci trebuia să fii atent că avea ceva de spus. Arenescu, citatorul acela, foarte important, care... Uh, e tot folosit de fapt că uh, ar trebui să le fim recunoscători lor, lăutarilor care au dus mai departe asta ca o, un sti. testament și n-au... Sigur că da. Dar știi că... Mai ales la cât de mult a fost el inspirat. De... Oh da, bine, bine. Asta el trăia non-stop lângă ei și... Da, dar uh, uite, știai că uh, uh, el a compus, a venit aseară mama. Enescu. Nu știu, nu știu. Dar asta e compoziția lui Enescu. Romansa asta celebră. A venit aseară mama, muzica, George Enescu. Da. covid este o pată neagră în viața noastră? Da. Că știu că v-ați pierdut soția. Da. Da. de când n -am mai vrut să mai comentez lucrurile astea, când eu pe ăștia, ferească Dumnezeu să, să treci prin stările astea și nu e bine. Bine că s-a terminat și acum iar mă enervează ideea că se reia. Iar... Ne-am învățat așa cum au spus. Mi-a dat telefonul un prieten, un medic excepțional din Las Vegas, care a vrut să mă ajute când era doamna Tudora mea, săraca, nu, în știu, momentele de grele. Uh, și mi-a spus, după aia am vorbit cu el și, uh, maestre trebuie să vă obișnuiți cu ideea că vom trăi cu el. Va fi cu noi, într-o formă sau, sau alta de câte ori îl mai și facem, dar nu ne mai dăm seama. Că mai tușim așa, mai cu tare, mai curge în ochi, mai... O, da, când să faci analizele, este clar că e, da. Nu, te... De... Gata, ne-am obișnuit. Da. N-am făcut pe de chestia asta. M-au deranjat afirmațiile. Încă ai simțit lipsa soției? Da. Da. Câți Aia... ani ai, ați fost împreună? 55 o viață de om. Dar ea a fost, cum să spun, vezi că e săracul, Dumnezeu să-l ierte, spunea, și, bă, oltene, zice, femei găse multe neveste puține. Avea vocația. A fost dumneavoastră noastră perechea? Da. Avea, avea vocația soției. Ea, dacă n-aș fi fost ea, cine m-aș fi pierdut, m-aș fi rătăcit. -aș fi. Și nu cred că eram croiți. Dumnezeu mi-a calea, știi? aici trebuie să mergi. Ea a fost actriță excelentă de altfel, poetă foarte bună, publicat cărți, dar ea s-a sacrificat într-un fel pentru mine, adică eu eram, eu trebuia să am liniștea. Am avut și o, o chestie fabuloasă, știi, noi fiind actori amândoi, ne-am hotărât de, de la începuturi. La noi în casă nu se vorbește despre teatru. Asta rămâne la ușă. Aici e viața noastră, dragostea noastră, familia noastră. Ce frumos! Lăsăm proveștile, lumea, afară. Aici trăim noi. Și așa am trăit. Liniștiți, fără... Uitam toate prostiile. Am înțeles că scrieți o carte inspirată în viața noastră. E adevărat? Nu numai din... Din o anume perioadă din viața noastră. Că e nu numai despre mine e cam ce s-a trăit într-o anume perioadă de timp până în 89 decembrie. După aia o să vedem cum o mai continuă. Și e un roman, adică e, am, am scos acum o carte, șapte povestiri asta care e plină de umor, și nu numai, că am vrut să nu scot întâi un roman de 400 de pagini și după aia proza scurtă, și mai întâi am descos volumele de versuri care sunt... Gata, pregătite, dar uh, am zis nu, câtă vreme. Încă, cum zic, ăștia, bă, mai merge Țava. <laughs> când o să te lași? În clipa în care voi simți că nu mai am forța în glas de a comunica, nu mai am dramatismul ăla de a zice acolo, de a mă duce cu glasul un sol în lac când e cazul, înțelegi? L-am cunoscut pe bânzile, poate cel mai mare lăutar pe care mi-a fost dat să-l ascult eu, Gheorghe Moțoi din Clejani. Da. Nu, Clejani ăștia sunt, mă rog, nu intru în de astea, Clejanii ăia, anii 30. ăia au fost, cu Gheorghe Moțoi, de care spuneau ăștia ce nume, când cânta ăsta stingea la în cort și <laughs> la cânta. Păi, tată, ăsta, când, când se ducea în si bemol, așa, ca Pavarotti, mă, Pavarotti, era așa, le, puu, și dădea alea da, da, peste... Da. Fără microfon, fără microfon, de era. unde? Nu aveau treabă cu chestia asta. N-aveau. Vezi, mi-aduc aminte că, vezi, bine era structurată, mă, chestia asta, a dispărut. Vezi, erau mesele întinse la masă, da? Două rânduri de mese, depinde cât erau. Și plecau lăutarii, dicolea o luau printre mese, se opreau cu alea, asca, și zicea la, ia, bă, ia, cântă-o, o baladă, o chestie de asta. Și pe urmă treceau la joc, băgau una repede, îi scola de la masă, să se gizau iar la masă, veneau fripturile. Bipolaritatea asta non-stop, exact, care este de, reprezentativă da, din Da, sigur că da. Străinii când au de multe ori, mă auzea și pe mine, pe afară spunea, Dom'le, era voi incredibil, ba sus, ba jos, ba sus, ba jos. Păi da. Când sunteți jos, jos ne face să plângeți, când sunteți sus, sunteți plini de bucurie. Exuberanț, nu sunteți da. atât de bipolari. Da, 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 da. Deci asta era înainte. Acum vin uh, muzicienii, că lăutarii mai greu să le mai spun, se așează pe o, o scenă, 2-2, uh, 2 doi, 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 merge, merge, da, probă, probă, mă, da. Vin, uh, se așează la masă și încep încet de obicei. Înțelegi? Și pe măsură cresc decibelii în așa fel că pe la, după vreo 2 trei ceasuri, când ajungi acasă, ești străgușit de cât ai putut să vorbești ca să te înțelegi cu ăla, că ea dau muzica atât de tare că nu mai înțelegi nimic, nici vorbe, nimic. Înțelegi? Când ați fost ultima oară la o nuntă? M-a făcut vreo trei ani, cred, până să moară doamna Tudor, după aia nu m-am mai dus. Și ce s-a ascultat? Era tare? Bă, de toate. Adică nu, no, nu mai au... Nu mai era finament. Ah, mai cântau și muzică populară, cum să spun, dar de-asta contrafăcute, de-astea... Păi de -aia, când am cântat eu, luntata, ăștia, o mărine la luntată, ăștia au și au adus aminte. Păi bă, tată, bă, asta era de la lăutării mei de... <gântări> și chirăiau ca toți dracii și făceau și le era bucurie. Împreună cu muzica am fost în vara asta în Grecia și era un citat pe, pe piatră. Foarte mișto că lucrul care ne conectează cel mai mult ca oameni este mâncarea. Și vreau să adaug la ăla, poate artistul de mine, zic și muzica ne conectează, numai mâncarea. Corect. Dar vreau să vă întreb aici, maestre. Am început să mâncăm prost noi românii? Da. Da. Și cât de important e asta, poate, poate sună ciudat, nu numai din punct de vedere culinar, când, din punct de vedere cultural românesc, în spațiul ăsta al nostru balcanic și românesc. Că noi știam să mâncăm românește. Vezi street food astea, mâncarea gătită repede. Mi-aduc aminte că punea bătrână bunică mea o oală, avea țăstuna, făcea acolo focul și punea o oală. Și o fierbea oală, fasole, 3 pat, ore, patru ore, cinci ore. Pucet, așa făcea, aveau alt gust. Slow food, cum să spunem. Da. aveau alt gust mâncărurile. Erau, poate eu știu, s-au schimbat și vezi, nici gutuile nu mai miros. Merele nu mai miros. Merele. Am lăsat un bar acasă, am plecat trei săptămâni și era la fel nu, Eu am niște mere luate de unde trebuie, da, 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 da. nu din supermarket, ca astea nu, ca și roșiile, ca și astea. mi vezi culegea mama săraca câte o căpisterie de aia de roșii din grădină și le în bucătăria a mică pe care o aveam și când veneam de la școală, din ușe, mirosea roșii. Acum mai într-un în supermarket, mirosea plastic totul și sunt tone. Deci nu mai știm să mâncăm. Nu mai avem ce să mâncăm normal. Dar generația noastră, generația nouă, nici nu a fost expusă la mâncarea la care am fost noi expus. Oh, la nu. gustul? Nu, pe păi de pildă, uite, un exemplu extraordinar. Nevastă mea, crescută în București, în, pe Văcărești, de mică, nu mânca puiul de țară. Ăla care avea gustul, ar... că era tare, era tios. Vei, generația asta nici nu mai mestecă, o să le... și dinții o să... o să înțelegi că e mâncarea aia toată, ei la fast food te umpli de toate alea și topește toată în gură. Se iei o chiflă din aia, o tai în două, bagi o felie de ceva și o presezi. Și pe urmă dispare, adică e, se face foiță, nu mai e nimic. Da, da, da. Nu mai poți să... Sunteți ciorbar? Da, mănânc ciorbă deci, cu mare plăcere. Da, domne, mănânc, mămăligar sunt, dacă vrei, gătesc cu mare plăcere ciorbă. Care de... românească. Da. Ciulama, pasole, toată. Tot, bă, tocănițe, varză, tălic, varză, tă varza, a, cea mai mișto varză, tot la o nuntă țigănească am mâncat-o. Varză de oale, am varză mas, cu se oaie, Și haimas. Mamă, doamne, mamă, doamne. Sunteți mâncău? vă place să mâncați? E... Îmi place să mănânc lucruri bune, adică mâncărurile românești, sunt pentru mine pe timp de vară, brânzatelă mele cu roșiile și cu pâine, -a dat, A, și cu... Exact. aia asta Astravete, este, castraveța ca așa este, de pe lume. Sarmalele îmi plac, le gătesc eu, fac sarmale ca, cum să spun, profesioniști tot. Dar asta e slău, cum ai spus, eu gătesc, eu pildu, de, Crăciun fac acum trei oale de sărbare, de de, vreo 200 de sărbare. Mici, am o răbdare, le se mire toți. Dom'le, mă relaxează. Uit, get out of my mind, adică, șt, salut, nu v am nimic în cap. Cât de important a fost întotdeauna mâncarea pentru noi ca români cultură noastră? adică combinația asta, mâncare și muzică. Dom'le, n-a fost esențială pentru român mâncarea. Eu am mâncat ce au bucat. Înțelegi? Da, au mâncat românește. O mâncat, da. Mergeau la, la, la muncă, îți dai seama, și le veneau cu femeile veneau, duceau. Da, mai, când erau la o pauză, au trăit astea, mă. La o pauză și nu exista să nu scoată unul un în fluer, Înțelegi? Acolo, cu puțină brânză, cu Da, cu mă, oșii, și după cu... ce mâncau, la umbra unui păr acolo unde se pe meșdină și vezi. Și lăutarii, că am făcut mereu de fusibirea asta, sunt două categorii. Sunt lăutarii de țărână, ăștia, înțelegi, și lăutarii de oraș. Trecerea asta făcută e, odată cu venirea, mă, mărirea satului, au adus în Mahala. Înțelegi? Și aici a, a dospit, ca să zic așa, e, lăutăria esențială. Adevărat. Adevărat. O să vezi în spectacolul eu când, la marginea de București. Bine, când începe cu... pe altfel, tot e schimbat, ritmurile e făcut alt cumva. Dar respect pentru totul, muzical vorbind și versurile, nu se atinge nimic. O... Rița, de pildă, sau scumpe, sau scumpe, nu mai rița, face cu ochii spre și se ridică de pneu, pa da, pa, pa, da, pa, pa, da, pa, da, 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 Incredibil. Dar sună, sună într-un fel. Vreau, înainte să închidem, să vă mulțumesc mult, mult, mult din tot sfatul meu că ați venit să rămână. Da, pentru ce trebuie, vă... mi-a făcut bani plăcere. Vreau să vă fac și eu un mic adou. Uh, spre rușinea mea, nu mai țin minte nicio piesă de la Fonica Luca, dar am o doină care am învățat-o acum un an de la el, pentru un proiect care l-am avut și vreau să vă cânt doina asta al, al lui Fonica, cred că o știți, că e acolo doină de la Ardeal, pe une, pe une... Disc de la, de, uh, nu de, de, 3, de 38, de 45. Da, 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 de, de bonită, nu. Exact. Da, 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 da. Ăla mic. Da, 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 4 știu. 4 piese. Da, da, adică da, avea pe una, am un leu și vreau să-l bel. să beu. Beu, da. Uh, rapsodia română, dar nu-i spune Rapsodia română, altfel îi spune, Tararira, rara, îi spune altfel numele. Uh -huh. uh, doi în asta și tu doriți o nene, mi se pare. Aha. E, știu, doina, este splendoare. Este splendoare. Da. Poate mi-a adus aminte acum de, de doinele astea. Deci, doina, doina cântec popular, doina tradițională românească. Tu vezi că nu mai cântă nimeni? Mai sunt ceva muzicieni, am văzut și o orchestră în Chișinău. Da. Care încă mai țin puțin tradiția. Da. Dar și ei au anume influență comercială. Da, bine, pe ei, cum să sunt bot gros din punctul meu de vedere, ea mai îndepărtat de esență. Eu am fost adeptul tarafului. Deci, pentru mine, de aia eu, când am cântat cu copiii ăștia mei din, din Argeș, atâta, sambal, cobză, braci, vioară și atât. Nici măcar acardion. Nu. Pentru A, că nu era în vremea Nu, dar când am cântat de pildă muzica de Mahala, că am făcut și spectacolul Mahala Mon Amour, cântând alea, atunci am băgat acordeonul. Era mai, mai încoace, mai Păi urmă. da, da, asta este, cum să spun, e din, din zonă. Așa că... Mai este dacă cineva s-ar uita la noi peste, într-un metavers, într-o uh, realitate virtuală, în 50, 100, 200, 300 de ani. Și... Ia, 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 ia să fie și eu, un copil. Nu știu cum o să fie atunci. Ce vorbeau nebunești atunci despre ce vorbeau? La toată experiența pe care ați acumulat-o dumneavoastră în viața noastră și la tot ce ați trăit din punct de vedere artistic, din punct de vedere emoțional, spiritual, sunteți o... o adică puteți să încununați dumneavoastră în tot ce, ați, tot, tot ce sunteți o istorie întreagă. Care ar fi uh, un citat al dumneavoastră care să-l reprezinte pe Tudor Gheorghe și care ar fi un sfat al dumneavoastră pentru tânăra generație care să rămână în noastră? Vezi, mă, ne întoarcem înapoi la ce ai spus. Dom'le, gătește încet. Mâncarea bună se face încet. A alerga după glorie în 2 ani de zile, în 2 ani de zile dispare. Poți să faci un lucru de excepție, dar noi trebuie să ardem nu ca fosforul de chibrit. Trebuie să arzi până la sfârșit. În de lung, până te stingi, Dumnezeu când ți-a dat har ție artistului, nu ți-a dat să scapere, ți-a dat să arzi toată viața. Și Dumnezeu când îți dă har, îți ține și socoteala. Și mai întreabă pe Sfântul Petre, Petre, bă, noi acum când am trecut pe aici n-am dat har la copilul ăla ce a făcut cu el? Doamne, zice, câțiva ani de zile, bine, a studiat, a muncit, s-a umplut de glorie, de bani și după aia și-a luat un cap, a dat-o pe beutură, a dat-o pe alea și... Auzi, ia el. Dumnezeu când îți dă har, îți dă și chin. Nu îți dă bucurie. Cine și închipuie că dacă ai talent, ești în culmea fericirii, dacă vrei să îndeplinești, trebuie să îndeplinești harul care l ai trebuie completat cu muncă, cu studiu, cu varietate. Dacă rămâi robul unui singur hit, zic așa, mori cu el. Deci... Amin. amin. Cât de frumos a spus. Copii, gătiți încet, încet. Nu vă grăbiți. În toate care le faceți. Cugetați și sloboziți vorbele după aia. Domnul ajută amin, să rămână. Cât timp i-a lui Tudor Gheorghe să devină Tudor Gheorghe? Ma, mare lucru, 60 de ani. <laughs> și acest har care vi-a dat Dumnezeu și acest talent și această glorie pe care o aveți acum, așa cum a spus mai devreme, aș vrea neapărat să subliniem asta pentru tânăra generație, nu a fost doar, cum spunea un prieten la meu, mare, un, 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 un managerul lui Iașa Haifetz și a lui Isaac Perlman, da, da, 80 da. de ani, și a scris o carte care se numea It's Not All Dance and Roses. Da, da, da Nu da. este totul doar dans și trandafiri. Da, știu. Această glorie a lui Tudor Gheorghe, cu toate că a avut și are talentul ăsta și harul de la Dumnezeu, n-a fost doar dans și roze. Câți ani de chin a luat ca să ajungă aici? Tot atiția. Tot atâția. Fiecare lucru. Mai e un lucru care trebuie să spunem. Când am terminat Institutul de Teatru, am făcut la șef de promoție ca actor și pe el probabil scrie 10 acolo e, Am făcut un spectacol la noi, la studio, la Casandra, unde fiecare, câțiva dintre noi, am făcut altceva decât ce ne pregăteam să devenim. Adică Moțu Piti și-a mers pe sârmă, Dan s a făcut o improvizație de pantomimă, ăla, fiecare a făcut o chestie de... -a, bă, eu am cântat atunci. Și după ce am cântat, a venit la noi la cabină, un individ, plinuț așa, rotund, și-a spus, băi, copile, zice. Ține minte ce spune un evreu bătrân. Dumnezeu ți-a dat talent. Tu ai talent. Să nu fugi bă după bani. Tu faci ce trebuie să faci, că banii vin după tine. Asta trebuie să-și înțeleagă mulți. Faci ce trebuie să faci bine nu pune boii înaintea carului. A fost o discuție cu între doi oameni înțelepți, ar zice. Și cred că n-am plictisit pe nimeni. Vă mulțumesc mult tot în suflet. Să 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 vă smerneam să în viață și să ne încântați cu talentul cu harul care l-a de la Dumnezeu și cu cu tot sufletul dumneavoastră plin plin de lumină. Să dea de să fim sănătoși, că dacă suntem sănătoși, bucuros ne duce toate. Sărbători fericite, sănătate fer? multă și uh, vă iubesc din suflet, Doamne ajută! mai e bine de -a Vă mulțumim mult la tot, uh, nu uitați să dați subscribe și să serviți mai departe, ca să folosesc ceva în engleză. Vă iubesc și vă pupăm! Doamne ajută! Cu Tudor Gheorghe!